În această perioadă de precampanie electorală apar tot felul de zvonuri, fie din interiorul partidelor politice, fie din surse ale jurnaliștilor. Unul dintre cele mai interesante zvonuri este acela că actualul primar al Romanului, Laurențiu Leoreanu, a fost și se pare că mai este intens curtat de PSD pentru a ocupa un loc eligibil pe lista formațiunii politice la Senat. Zvonul a fost confirmat de edilul șef al Romanului, care, în stilul caracteristic, a vorbit despre viitorul său politic, strâns legat de cel al oamenilor din echipa sa, care îl va urma și în această campanie electorală, indiferent de lista pe care va candida. Acesta a ținut să pomenească despre parcursul său politic, care nu a însemnat în opinia sa traseism, ci a ținut seama de evoluția scenei politice naționale și locale. Eu nu pot să iau anumite decizii a priori. De aceea, de fiecare dată, eu m-am sfătuit și am discutat cu echipa, o respect, sunt în cadrul unei echipe care zic că mă respectă și în momentul în care eu aș face anumite mutații politice, nu știu de respectul cetățenilor, în primul rând, de cât m-aș mai putea bucura. Aici nu-i chiar ca în fotbal, atunci când, dacă ai fost performant la Dinamo, te transfer la Steaua și joci acolo printr-o nouă legitimare. Aici e un lucru care se leagă, dacă vreți, de o întreagă atmosferă și de oameni, lucrăm cu oameni, iar eu, dacă faceți o analiză de-a lungul timpului, am ajuns dintr-un partid în altul doar prin fuziune sau uniune. Omul politic Laurențiu Leoreanu a trecut până acum prin PSD Cunescu, PDSR Iliescu, PLD Stolojan, PDL Băsescu și în prezent PNL. N-am făcut un traseism din activitatea mea politică și, dacă vreți, vă trec în revistă doar câteva lucruri. Am făcut pentru prima dată politică în PSD, în PSDR, PSDR, partidul lui Cunescu, numit și Lordul Politicii Românești. Ulterior, prin hotărârea care s-a luat la nivel de conducere, prin fostul ministru al educației, domnul Atanasiu, care era vicepreședinte la PSDR, PSDR-ul s-a unificat cu PDSR-ul și s-a format PSD-ul și așa am ajuns eu acolo. Apoi, după o perioadă nu lungă de timp, mi-am dat demisia și am activat ca independent. Apoi am fost membru la solicitarea fostului inspector general, deputat, prefect, președinte de Consiliul Județean, domnul Vasile Pruteanu, să vină alături în echipă în PLD. PLD-ul a funcționat cu PD-ul și am ajuns în PDL. PDL-ul a fuzionat cu PNL-ul și am ajuns în PNL. În opinia experimentatului politician, în toate formațiunile politice există oameni și mai buni și mai puțin buni, dar personal întotdeauna a avut și un proiect politic de rezervă. Important este întotdeauna ca oamenii politici să aibă un obiectiv politic propriu. Eu cred și în principiile de bază a unui partid. Nu merg niciodată pe un principiu că un partid este mai bun ca altul, merg pe principiu că pot fi oameni mai buni ca alții. Așa cum spuneam și altădată, spun și acum, în fiecare partid sunt și oameni buni și oameni mai puțin buni, oportuniști. Important care este cantitatea de resursă umană pozitivă. Eu consider că aici, în această echipă, mă regăsesc și atunci nu am un motiv esențial pentru a lua o altfel de decizie. De altfel, în viață, nu întotdeauna dorințele se regăsesc cu realizările. E important este să-ți găsești foarte bine drumul. Ca un politic, primarul Romanului este convins că cel mai important lucru este cel de a stabili obiectivele prioritare de acțiune și nu calea aleasă. Acesta a spus în fața colegilor de partid că întotdeauna este bine ca în fața partidului să așeze o locomotivă și nu un marfar. Eu am spus că în fața trenului trebuie să ai întotdeauna forță, să ai putere de a trage. Totdeauna am spus acest lucru. Și sper ca acest lucru să se întâmple. Consider întotdeauna că doresc și vreau să fac parte dintr-o listă în a cărei
compania membrilor de acolo să mă simt foarte bine. Pentru mine contează și acest lucru foarte mult. La conferința de presă a PSD Neamț de la sfârșitul lunii trecute, președintele formațiunii Ionel Arsene, întrebat fiind de jurnaliști dacă sau nu confirmă oferta făcută edilului Romașcan, Dan Laurențiu Leoreanu, acesta nu a negat o discuție pe acest subiect, dar a atras atenția presei că trebuie să se țină seama de momentul politic în care a avut loc o astfel de ofertă. Da. Da. Eu nu pot să-i răspund că nu știu. Cum mine? V-a spus când? Întrebați-l. Întrebați-l atunci. Ok. Nu, eu v-am răspuns. Da, el să vă spună când. Dacă și când ar mai putea avea loc schimbări de opțiune pe scena politică nemțeană, rămâne de văzut. Dacă este să ne reamintim de campania electorală de la alegerile locale din această vară, trebuie ținând cont de faptul că pe scena politică centrală și locală au avut loc convulsii politice și schimbări de opțiuni până în momentul depunerii listelor la birourile de circumscripție electorală.